Salut, acum suntem aici alături de Ionuț. De ce porți ochelari de soare înăuntru? Așa este campionul, skin-ul, e skin de vară, surfer. Așa, spune, te rog frumos, despre personajul tău, de ce l-ai ales și cam care a fost procesul de fabricare al costumului? L-am ales deoarece nu poate să fie prins, de fapt nimeni nu îndrăznește să-l urmărească. Odată ce l-ai urmărit, riști foarte mult să mori și ce pot să zic, nu mi-a luat foarte mult, doar improvizații, idei pe moment și ceva timp. Poți să-mi oferi așa un buget estimativ pentru costumul tău? Poate să fie și ceva de ordinul 5 lei, e ok. Nu, la asta mă așteptam și eu că o să dau în jur de 20-30 de lei, dar m-a dus la în jur de 120 de lei, tot. Care a fost cea mai complicată bucată a costumului? Presupun că placa de surf. Da, placa de surf. Nu aveam cu ce să tai, am încercat o pânză de bonfire, mi-a luat vreo oră și jumătate, bătături, urme, dar a fost totul bine. Este prima dată când faci cosplay? Ai mai făcut? Vei mai face? Este a doua oară, am mai făcut și la Dreamhack și da, o să mai fac. Ce ai fost la Dreamhack? La Dreamhack am fost Shaco. Da, te-am văzut și la Dreamhack, într-adevăr. Poți să-mi spui cam cum s-a desfășurat, să compari cum s-a desfășurat concursul de cosplay la Dreamhack și cum a fost acum? A fost chiar ok, adică atunci au fost și mai mulți participanți, a fost concurență mare, nu știa pe cine să aleagă. Acum a fost mai lejer. Și știi că în perioada aceasta s-a întâmplat ca ESF să se suprapună cu un alt eveniment de referință pentru cosplayeri, Digicon. Ai trecut pe acolo? N-am trecut, am preferat să, cum să zic, enjoy this moment, pentru că Digicon o să mai fie. ESF e mai rar și e prima oară. De adevăr, ai venit să faci o imagine bună României. Da, mai ales pentru asta. Așa, pe viitor mai ai alte planuri de cosplay? Te mai inspiră ceva anume? Da, dar nu neapărat din gaming. Și din gaming am o grămadă de idei în cap, dar primele ar fi Gaara din Naruto sau și tot acest campion, dar cu alt costum, mult mai complicat, mai complex, detalii foarte multe. Ok, având în vedere că toți cosplayerii de la concursul de astăzi au fost personaje din League of Legends, cam ce părere ai despre situația asta? Vor domina cosplayerii LOL toate viitoarele evenimente de gaming? Da, deoarece ai de unde să alegi, sunt foarte multe caractere, campioni, sunt, nu știu, te inspiră. Și uneori te regăsești în unele personaje. Asta vreau să întreb, cât de puternică este legătura între un om și campionul lui preferat în condiții în care vrea chiar să devină măcar într-o mică parte, cel puțin vizual, asemănător cu acel campion? Este o legătură chiar foarte mare. Uneori chiar te... chiar crezi că poți să devii acel campion, caracter într-o zi, dar... știi, trăiești cu speranța. Și oricum, pe de-o parte este costumul pe care îl realizezi și un alt factor important este și atitudinea pe care o ai. Da, desigur, asta contează foarte mult. Ok, thanks dude pentru interviu și baftă în continuare. Mulțumesc, my pleasure.